Bun găsit, dragi prieteni! Sunt peste 55.000 de goluri în cei aproape 60 de ani de Bundesliga. Unele dintre aceste opere de artă poartă semnătura celui care a fost marele Gerd Müller. În vâltoarea acestei vacanțe și în nebunia transferurilor și cu Messi și cu toate problemele care sunt cu PSG-ul, am uitat să vorbim de trecerea la cele veșnice a uneia dintre cei mai mari jucători pe care i-a dat această omenire. Corect, în timpuri puțin, chiar că nu se juca cu bască și cu pieptăne, dar oricum, ăștia cu tuleele cernite ce l-au mai prins, pe bombardierul bavarez sau pe bombardierul națiunii, Gerd Müller. Și am zis că toată lumea găsește aceste elemente de statistică pe site-urile specializate și dar rost am zis să vorbim puțin despre lucruri în 5 minute de sport altfel, despre care nu se știe atât de mult despre aceste lucruri. În 1962, atenție, 1963, deci băiatul are o etate de 17 primăveri, am citit de 3 ori că nu am crezut, TSV 1861 Norrligen, unde juca dumnealui, că acolo să și născuse, marchează 208 goluri într-un sezon, deci aia rupeau, da? 180 dintre ele, rețineți, 180 dintre ele poartă semnătura lui Gerd Müller. Deci băiatul câte jucau meci la 3 zile, deci el marca, da? Îi ajută pe băieții ăia să promoveze în Landesliga într-un an de zile, ca așa era atunci cu Bundesliga, Landesliga, încă nu se forma Bundesliga. Zice așa, unde era el, întotdeauna era și mingea, spun colegii lui, un băiat, Martin Jeromin, care fusese cu echipa ieri cu el, a zis, la echipa aia, unde era el, deci el încă de la 17 primăveri, pentru că era născut în 1945, se pricepea la fotbal. Normal, marile grupări, dar nu marile grupări, că Bayern München în acel moment nu era chiar mare grupare, pentru că Bundesliga abia se fondase și ușor-ușor jucau până niște divizii inferioare. Cei de la Bayern le aveau un schimb pe Franz Beckenbauer și pe marele Sepp Maier și pun ochii pe ei. În același timp însă în care pune ochii Bayern München, pune ochii pe el și TSV 1860 München. Conform legendei, dar s-ar putea să nu fie legenda, a zis câteva minute diferență au făcut ca Gerd Müller să ajungă la Bayern München și nu la TSV 1860. A dat pe el 4.400 de mărcuțe. 4.400 de mărcuțe a costat transferul de la TSV Norrligen, de acolo de unde juca el, la cei de la Bayern München. E o chestie interesantă, se spune că sunt cele mai bine utilizate mărcuțe din istoria clubului bavarez. 4.400 de aici mark, ajunge acolo. Bayern München juca atunci prin Regional Süd, că nu era în sus acolo și în top, dar așa cum vă spuneam, exista un portar senzațional, Sepp Maier, și unul dintre cei mai tari jucători pe care i-a dat această lume, că am făcut și noi vorbire aici cu mâna lipită de gât, ruptă, Franz Beckenbauer. Și gata, ca să nu mai lungim, băiatul ajunge la Bayern München. Când ajunge la Bayern München, Bayern München la începuturile sale de echipă șmecheră, acolo și era antrenor un băiat, stați așa să-mi aduc aminte, îl chema Zlatko Kaškovski. Jucător bun de tot, croato-sârb, jucător pe la Partizan Belgrad, jucase mult și pe la Hapoel Haifa, mă rog, și au înțeles acolo. Și îl vede pe ăsta, plăpând așa și zice, cine-i mă ăsta? Și ăștia i-au zis, Gerd Müller, ce Gerhard Müller, mă, ce, lăsați-mă, mă, nu vedeți ce fizic are, ce să fac eu cu el? Asta nu e legendă, e poveste reală 100%. Băi, nene, zice, l-am transferat de la, l-am furat înainte să-l ia TSV-ul. Ia-l de bagă-l în teren. Du-te, bă, de aici, Costel, nu vezi cu fizicul ăsta, nu pot. Și se spune că băieții de acolo și-a de sus, de conducerea superioară de partid și de stat, au apăsat pe piston ca băiatul să joace, ăla nu prea a avut nea Zlatko și până la urmă l-a băgat. 11-2 au bătut în primul meci undeva în octombrie 1964 pe Freiburger și bineînțeles că băiatul a dat gol la debut. S-a mișcat senzațional, bine, la 11-2 și a zis ăsta nea Zlatko Kaškovski, gata, bă, tată, e fotbalist. După aia a marcat 33 de goluri și a ajutat echipa să promoveze pe Bayern. 33 de goluri, ăsta nu avea, omul nu avea limite, cum să marchezi 33 de goluri? Și a ajutat echipa să promoveze în Bundesliga. În primul lui sezon, a zis, mă, un sezon, în primul lui sezon în Bundesliga, că la Bayern am vorbit că a dat 13 goluri. În primul lui sezon în Bundesliga, zis, mă, nu prea s-a mișcat bine, a marcat doar 14 goluri în 33 de meciuri. Deci băiatul dădea un gol la 2 meciuri și tot nu era bine. Ceea ce avem de ținut minte este că între 1964 și 1979 a evoluat la Bayern München. Dragi prieteni, sunt 605 partide și 563 de goluri marcate, înainte să plece puțin în SUA, că s-a dus să recorească și acolo. Deci omul marca la fiecare
partidă jucat. Sunt 560 cu 605, deci o diferență de vreo 50 și ceva de goluri, ca să nu mai vorbim de echipa națională, unde are 62 de meciuri și 68 de goluri marcate. Putem vorbi despre Gerd Müller la infinit. Are 85 de reușite într-un singur an calendaristic. La 1 ianuarie 31 decembrie are 85 de goluri marcate în 1972. Doar Lionel Messi a reușit să îl doboare și Miroslav Klose, dacă nu mă înșel, la echipa națională ca număr de goluri. Dar pe vremea aceea se jucau mult mai puține partide. Din păcate, patima alcoolului, dar haide să rămânem cu amintirile plăcute despre bombardierul bavarez și cu bărbuț, așa cum era el, Gerd Müller, bombardierul bavarez. Bolnav de Alzheimer din 2015, s-a stins acum câteva zile la 75 de primăveri, dar cei de la Bayern München, care știu să facă lucrurile astea, și-au adus aminte de el normal și i-au adus un omagiu înaintea începerii unui meci de fotbal. Trebuie să rămânem cu amintirile plăcute, un jucător care marca și noaptea în somn, Gerd Müller, Dumnezeu să-l ierte.